primii ucenici. Ce este marea? Aceasta este o apă mare de tot. Este așa de mare că nu o poți cuprinde cu ochii și poți merge cu vaporul pe ea. Valurile vuiesc și se dau de-a dura la mal. Este așa de plăcut să stai pe malul mării. Odată se plimbă și Isus pe malul mării și deodată văzu o barcă. Aceasta plutea aproape de țărm. În ea se găseau doi oameni. Ei erau doi frați. Îi chema Petru și Andrei. Ei erau pescari. Ei aveau o plasă mare pe care o aruncau în apă. Cu aceasta prindeau pești. Se numea plasă de pescuit. Munca aceasta era foarte plăcută. Isus se opri și se uită la pescari. Și pescarii se uitară la el. Tare se bucurară când îl văzură pe Isus, căci îl cunoșteau. Isus zise, veniți cu mine, căci vă voi învăța ceva și mai frumos. Vă voi învăța să-i faceți pe oameni veseli și fericiți. Haideți, voi veți fi prietenii și ucenicii mei și veți putea rămâne totdeauna cu mine. Cei doi oameni răspunseră, da, Doamne, mergem cu plăcere. Ei lăsară barca și plasele la malul mării și plecară. Ceva mai departe era o altă barcă. Aceasta era la mal. În ea era o mulțime de oameni care erau ocupați cu cârpitul plaselor. Deci acestea se rupeau de multe ori la pescuit. Era și un om bătrân printre ei, a căruia era și baca, Și mai erau încă doi tineri aceștia erau fiii lui. Pe unul îl chema Iacov, iar pe celălalt Ioan. Nu era vorba de Ioan Botezătorul, ci de un alt Ioan. Și mai erau și niște servitori cu ei în barcă și ei ajutau la treabă. Dar iată că Iisus trecu pe acolo. Îl strigă pe Iacov și pe Ioan. Veniți, fiți și voi ucenicii mei. Și ei plecară imediat tatăl și servitorii puteau să continue singur treaba. Isus avea acum patru ucenici și astfel chemă Isus mai mulți bărbați la el care aveau să devină ucenicii săi. În cele din urmă a avut 12 ucenici, 12 prieteni care voiau să rămână mereu cu el și ei toți voiau să învețe opera frumoasă de a face pe oameni bucuroși și fericiți. Aceștia merseră cu Isus prin toată țara și l iubiră foarte mult. Voiau cu orice preț să fie prietenii lui.